Vom avea străzi ca în palmă în cartierele din Ploiești, cel puțin în 4 dintre ele, unde se lucrează de zor ca până cel târziu în prima zi de toamnă să fie finalizate. Este vorba despre cartierele Mihai Bravu, Enechiță Văcărescu, 9 Mai și Mal Roșu, unde lucrările de reabilitare sunt în grafic. În proporție de 95% în Mal Roșu și Enechiță Văcărescu lucrările sunt terminate. Mai sunt lucruri de finisat, lucruri cu care noi nu am fost de acord ca mod de execuție, motiv pentru care avem și niște discuții vis-a-vis de recepții. Locuitorii din cartierul 9 Mai nu sunt la fel de norocoși. Chiar dacă lucrările par departe de a fi finalizate, autoritățile susțin că totul va fi gata până la jumătatea lunii septembrie. Întârzierile nu sunt cauzate de lipsa fondurilor sau probleme administrative. Edilul orașului a vrut să se asigure că totul va fi făcut ca la carte, așa că pentru finalizarea lucrărilor a apelat la locuitorii celor 4 cartiere. Lucrăm într-un ritm de așa manieră încât până pe 15 septembrie să terminăm în cartierul 9 Mai. Ne-am deplasat acolo cu direcția tehnică în zona respectivă, a fost tocmai asta, și anume cum percep locuitorii din zonă lucrările, cam ce ar mai vrea să mai facem, ce ar mai trebui să mai ajustăm. Pentru străzile din cartierul 9 Mai au fost alocați 1,5 milioane de lei, pentru Enechiță Văcărescu alții 2,2 milioane, în timp ce pentru Malul Roșu doar 770.000 de lei.